Cumplitul supliciu al tragerii de viu în țeapă a rămas cea mai celebră și deopotrivă temută metodă de pedeapsă și execuție aleasă de voievodul și eroul nostru național Vlad Țepeș, la adresa dușmanilor săi și a Valahiei. Cu toate acestea, patentarea acestui atroce mod de a muri nu aparține deloc voievodului român. Manualele istorice, precum și primii care au dezbătut serios asupra găsirii unei torturi cât mai dureroase și umilitoare în același timp, au fost asirienii, cele mai vechi reprezentări grafice ale trasului în țeapă aparținându-le acestora, fără tăgană. Prima menționare documentară a trasului în țeapă ne parvine chiar din celebrul și străvechiul cod al lui Hammurabi. Metoda a fost adoptată, chiar cu entuziasm, de către suveranii persani, parțial, și pentru faptul că în acele vremuri, moartea prin tortură era un subiect preferat în discuțiile capetelor împărătești. După sumerieni, asirieni, babilonieni și persani, următorii care au adoptat tragerea în țeapă au fost romanii. Însă tragerea în țeapă a fost internaționalizată, de fapt, de către turcii otomani care o foloseau aproape la fel de des precum decapitare. Națiunile și popoarele europene nu se lasă la rândul lor mai prejos. De exemplu, polonezii au considerat-o chiar cea mai potrivită metodă de execuție timp de mai bine de 400 de ani. În anul 1685, ungurii încă trăgeau oamenii în țeapă, iar austriecii foloseau aceeași metodă de execuție și în anul 1720. Francezii au continuat și ei să tragă oamenii în țeapă până relativ târziu la scala istoriei. Ultimele trageri în țeapă din Europa au fost făcute de turci între anii 1876-1877 în cadrul insurecției armate din Bosnia și Herțegovina. Fără îndoială, Vlad Țepeș a cunoscut această metodă de execuție pe când a trăit ca ostatic în Imperiul Otoman. Alături de fratele său, Radu, Vlad are parte de o educație politico-militaristă în spirit turcesc, undeva în taberele din podișul arid al Anatoliei. Singur printre turci, viitorul Țepeș își continuă studiile militaro-tactice, devenind un mânuitor expert al yataganului și al suliței de luptă. Învață și limba turcă, precum și geografie și matematică. Tot acolo află și de frica turcilor de moartea prin țeapă, despre care credeau că este una dintre cele mai rușinoase execuții pentru un musulman. Vlad știa deja cum urma să lupte contra turcilor. Vii sau morți, cei care îi cădeau în mâini vor sfârși în țepe. Așa urmau să pățească și cei aproximativ 20.000 de turci trași în țeapă în Valahia, ca un avertisment macabru pentru armata otomană, cu însuși Mehmet cuceritorul în fruntea ei, venită să-l prindă pe Țepeș. Imaginea pădurii de țepe în care atârnau înfipți vitejii ieniceri și spahii a adus o groază fără precedent nu doar în rândurile armatei otomane, ci și în sufletul lui Mehmet Fatih. Fiind cunoscător al obiceiurilor, superstițiilor și al psihologiei turcilor, Vlad știa de frica atavică acestora de penetrare anală forțată și mai ales de moarte prin țeapă, pedeapsa ultimativă la aceștia. Cronicarii turci povestesc la rândul lor că întreaga oaste de peste 150.000 de oameni s-a cutremurat la vederea priveliștii. O parte dintre turci înțepați erau încă vii. Metoda în sine este mai mult decât oribilă, iar durerea indescriptibilă. Victimele erau dezbrăcate complet, după care erau de obicei întinse pe pământ, cu picioarele desfăcute și legate de niște pari pentru a nu se zbate. Un stâlp relativ subțire din lemn, a cărui lungime varia, era pus în anusul sau perineul victimei. Țeapa era apoi bătută cu un ciocan de lemn până când străpungea măruntaiele. Ajutoarele de călăi țineau trupul nemișcat, astfel încât țeapa să treacă printre ficat, rinichi, inimă și plămâni, organe care, dacă erau atinse, urmau moarte rapidă prin hemoragie, iar călăii nu voiau asta, ci prelungirea chinurilor. Oricât ar părea de incredibil, victimele nu mureau imediat. Plămânii continuau să tragă aer, iar inima să pompeze sânge. Apoi, țeapa era ridicată vertical și îngropată în sol, cu victima în ea. Moartea venea abia după 2-3 zile de chinuri.
Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.